Bună seara! Sunteți pe recepție, copii, pentru povestea de seară. Ia să vedem care sunt copiii care și-au amintit că în seara asta noi avem live-ul nostru tradițional de joia de la ora 21. Îmi cer scuze că în seara asta am început un pic mai târziu. Dar sunt sigură că sunteți pe aproape și nerăbdător, cum ne-ați scris și altă dată, să aflați ce poveste vom spune în această seară, adică ce vă voi citi eu și voi veți asculta. Am ales pentru seara asta o cărticică cu povești celebre. Și vom auzi o poveste, una dintre poveștile celebre scrise de frații Grimm, pe care cu siguranță o știți, dar uite așa ne place nouă să ne amintim cele mai frumoase povești, de care nu ne săturăm niciodată. Eu le-am uitat un pic, așa că de fiecare dată îmi va face plăcere să îmi reamintesc și eu aceste povești. Așa, să ne îndreptăm un pic și în curând o să începem. Dați de veste și prietenilor, aduceți-vă și părinții mai aproape, pentru că și părinții ne-au spus că apreciază poveștile noastre, așa că faceți-le și lor o mică bucurie, spuneți-le să-și acorde un răgaz și să-și amintească una dintre poveștile scrise de frații Grimm. Sunteți gata? Începem! Povestea noastră din această seară este Croitorașul cel viteaz. Așa e că o știți? Sau vă mai amintiți ceva din ea? Când v-au citit-o părinții sau poate ați citit-o voi singuri? Ia să vedem cum era povestea. Nici eu nu mai știu. Într-o frumoasă dimineață de vară, un croitoraș ședea la masa lui de lucru, de lângă fereastră și, cum era plin de voioșie, cosea de zor și mâinile parcă-i alergau singure pe înseilătură. Tocmai în acest timp se întâmplă să treacă pe stradă o țărancă care striga cât o lua gura. Magiun bun de vânzare! Hai la magiun! Cuvintele femeii sunară plăcut în auz și, scoțându-și pe fereastră căpșorul cel drăgălaș, croitorașul îi zise: Ia vino sus, dragă mătușică! La mine o să-ți desfaci repede toată marfa! Femeia urca a nevoie cele trei trepte, din pricină că avea un coș tare greu, și când ajunse în camera croitorului, acesta o puse să dezlege și să-i arate toate oalele cu magiun. Le cercetă cu atenție, nu cumva să se înșele, le cântări în mână pe rând, își vârâ nasul în fiecare și în cele din urmă îi spuse: Da, da, nu-i tocmai rău. Ia, cântărește-mi, dragă mătușică, așa, la vreo 4 uncii. O uncie are 10 grame. Adică foarte puțin. Adică, ia stai, poate să fie chiar și un sfert de funt. Funt este o unitate de măsură mai veche care însemna aproximativ o jumătate de kilogram. Deci un sfert dintr-o jumătate de kilogram, tot destul de puțin. Că doar nu o să sărăcesc din pricina asta. Femeia, care trăsese nădejde că e un mușteriu bun și că o să-i facă cine știe ce vânzare, îi cântări cât ceruse, dar plecă îmbufnată și bombănind: Magiunul ăsta cred că o să-mi priască a naibii. Își spuse croitorașul în sinea lui.
și o să-mi dea și putere. Nu glumă. Scoase pâinea din dulap, își tăie o bucată zdravănă și nu se zgârci de fel s-o ungă cu margiun din belșug. Ei, știu eu că o să-mi placă mult, se bucură el, dar nu mă ating de ea până nu dau gata vesta pe care o avea de croit. Puse felia de pâine cât mai aproape de el, s-o aibă tot timpul în fața ochilor și se apucă să coasă mai departe. Și de bucuros ce era, făcea împunsături din ce în ce mai repezi. În vremea asta, mirosul cel dulce al magiunului se răspândi în toată odaia și ajunse la droaia de muște care moțăiau pe pereți. Atrase de mirosul plăcut, acestea dădură busna să se așeze grămadă pe bucata de pâine. Hei, muștelor, dar cine v-a chemat aici? Strigă în ciudat croitorașul, încercând să alunge musafirii nepoftiți. Dar muștele, care nu înțelegeau deloc graiul oamenilor, nu se lăsară izgonite, ci tăbărâră puzderie asupra ospățului. Atunci croitorașul își ieși din sărite și, apucând o basma, începu să lovească fără cruțare în grămada de muște. Păi dacă e așa, las pe mine că vă învăț eu minte, își zise el. Ridică basmaua, numără și ce credeți? Numai puțin de 7 muște zăceau moarte în fața lui cu piciorușele țepene. Dar știi că mi-ești voinic, măi băiete? Se grozăvi el și-și admiră singur vitejia. O ispravă ca asta se cuvine să o afle pe dată tot târgul. Își croi la iuțeală un brâu, îl cusu bine să fie trainic și brodă pe el cu litere de șchioapă. 7 dintr-o lovitură. Dar ce? Parcă târgul ăsta al nostru e de ajuns? Continuă el să vorbească cu sine însuși. De drept, lumea întreagă ar trebui să-mi afle isprava, că doar nu e un fleac. Și de voios ce era, inima a început să-i tresalte ca o codiță de miel. Se socoti el ce se socoti și cum atelierul i se păru prea neîncăpător pentru o asemenea vitejie ca a lui, își încinse brâul hotărât să-și încerce norocul în lumea largă. Înainte de a porni la drum, scotoci prin toată casa doar de a afla ceva de alegurii ca să ia cu el, dar nu găsi decât o bucată de brânză veche pe care se grăbi să o vâre în buzunar. Nici nu apucase bine să treacă de poartă și numai cezări o pasăre care se încurcase într-un mărăciniș și se zbătea să iasă de acolo. O scoase dintre mărăcini și o vâră și pe ea în buzunar lângă bucata de brânză. Apoi o porni voinicește la drum și ușurel și sprinten cum era, pas să se prindă oboseala de el. Drumul pe care l-apucase ducea peste munte și când se văzu în creștetul lui, dădu peste o namilă de uriaș care privea liniștit în zare. Croitorașul se apropie de dânsul fără teamă și se băgă în vorbă cu el. Bună ziua, frate meu! După cum văd, stai aici, la viață tihnită, și te mulțumești să mă sori doar cu ochii lumea. Păi asta e treabă pentru un voinic ca tine. Și oare se cade să te lași în dorul lelii? Eu nu mă mulțumesc doar cu atât și am pornit să colind lumea largă ca să-mi încerc puterile și norocul. N-ai vrea cumva să vii cu mine? Uriașul se întoarse cu dispreț spre croitoraș și n-a avut decât un singur răspuns. Ți-ai și găsit cu cine să mă însoțesc. Cu țâști bâști, cu coate goale. Ce-ai spus? Na, citește aici, ca să-ți dai seama cu cine ai de-a face și pormă să vorbim. Se grăbi croitorașul nostru și-și descheie haina arătându-i uriașului brâul.
Uriașul citi: 7 dintr-o lovitură. Și cum credea că e vorba de 7 oameni doborâți de croitoraș dintr-o dată, începu să se uite parcă mai altfel la fărâma de om ce îi stătea în față. Dar în sinea lui, tot nu-l crezu în stare de asemenea faptă și socoti de cuvință să-l pună la încercare. Luă de jos un pietroi și mi-ți-l strânse în pumn până ce începu să picure apa din trânsul. Hai, fă și tu ca mine, de ești chiar atât de voinic pe cât spui, îl îmbie uriașul. Numai atât? Păru să se mire croitorașul. Păi asta e o joacă de copil pentru unul ca mine. Nici nu-și termină bine vorbele și, băgând mâna în buzunar, scoase bucata de brânză și o strânse în pumn până țâșni tot zerul din ea. Acu, ce mai ai de zis? Îl înfruntă croitorașul. Uriașul tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea a crede că fărâma asta de om are atâta putere. Și ca să-l mai încerce odată, ridică un alt pietroi din pulberea drumului și îl zvârli atât de sus că abia îl mai puteai zări cu ochii. Ei, pricăjitule, ia să te văd și pe tine ce poți! Strașnică a zvârlitură, n-am ce zice, răspunse croitorașul. Dar vezi că până la urmă, pietroiul pe care l-a aruncat tot s-a întors pe pământ. Eu o să zvârlu unul și nu o să se mai întoarcă niciodată. Acesta zicând, scoase pasărea din buzunar și îi dădu drumul în băzduh. Bucuroasă la culme că își recăpătase libertatea, păsărica se avântă în înaltul cerului și nu se mai întoarse. Ei, cum îți plăcu zvârlitura asta, frate meu? Îl cam luă peste picior croitorașul. Ce să zic, văd că l-a aruncat, te pricepi? Recunoscu uriașul cam în silă. Da, e vorba de altele, ești bun? Să care în spinare o povară mai ca lumea ai putea? Sau te dor șalele? Îl duse pre croitoraș la un coș geamita stejar care zăcea doborât la pământ și zise: ia să te văd, de ești atât de voinic pe cât spui, ajută-mă să scot copacul ăsta din pădure. Dar cum să nu, bucuros? Răspunse croitorașul. Hai, treci de ea în spinare tulpina cu partea dintre rădăcină, iar eu o să duc coroana, că doar crăcile și frunzișul sunt partea cea mai grea. Uriașul își sălta tulpina pe umăr, iar croitorașul al naibii odată îmi sări pe o creangă. Și cum Matahala nu mai putea să-și întoarcă de fel capul înapoi, trebuie să care în spate tot copacul, bal mai cără și pe croitoraș pe deasupra. Ghiujul ședea liniștit pe creanga lui și fluiera plin de voioșie cântecul. Trei croitorași au ieșit călare din oraș. Ca și când ar fi fost o joacă pentru el să ducă spinarea asemenea greutate. Uriașul cără copacul o bucată bună de drum, dar la un moment dat simți că lasă puterile și strigă gâfâind: oprește-mă că nu mai pot, prea e greu! Trebuie să-l dau jos din spinare, că m-a deșelat. Croitorașul sări sprintând de pe creangă și apucând trunchiul cu amândouă mâinile, de parcă l-ar fi cărat tot timpul până atunci, începu să-și râdă de bietul uriaș. Poftim! Coș, cogeamitea matahală și nu e în stare să ducă în spate un fleac de copac ca ăsta. Merseră ei cei mai merseră împreună și se nimeriră să ajungă în fața unui cireș. Uriașul apucă numai decât crengile de sus, încărcate cu cireșe pârguite și, aplecând trunchiul pomului până în dreptul voinicului nostru, îl îndemnă să-l prindă în mână ca să poată culege cireșe când i-o fi voia.
Dar vezi că voinicul nostru era prea slăbuț ca să poată ține pomul. Și când uriașul îl lăsă din mână, cireșul își ridică deodată crengile, săltându-l în aer și pe croitoraș. Mult nu trecu și se pomeni iar pe pământ, viu și nevătămat. Vă închipuiți dumneavoastră că acum furândul uriașului să-l ia în zeflemea. Cum vine asta, voinicosule? N-ai nici măcar atâta putere să ții locului niște crengi atât de subțirele? Ia auzi-l ce vorbește. Păi putere am câtă poftești, se grăbi croitorașul să răspundă. Ce? Ăsta ar putea să fie un lucru anevoios pentru unul care a doborât 7 dintr-o lovitură. Dar e vorba că am sărit peste pom din cu totul altă pricină. Auzi prin tufișurile alea niște vânători care toți lobozeau focuri de pușcă și am fost curios să văd și eu ce e. Sări și tu ca mine de poți. Uriașul își făcu vânt, dar oricât încercă el, nu fu în stare să sară peste pom, ci rămase agățat cu picioroangele printre crăci. Așa se întâmplă ca și de data asta să se arate mai dibaci croitorașul. Atunci uriașul încercă altceva. De ești atât de voinic pe cât spui, atunci hai cu mine în peștera uriașilor să rămâi acolo peste noapte. Croitorașul se învoi bucuros și îl urmă. Intrară ei în peșteră și numai ce dădură cu ochii de o mulțime de uriași care stăteau roată în jurul unui foc. Și fiecare matahală ținea în mână câte o oaie friptă și se înfrupta din ea. Croitorașul cătă cu atenție împrejur și spuse în sinea lui, oricum, aici tot te miști mai nevoie decât în chichineața aia de atelier. Uriașul îl duse în dreptul unui pat și îl îmbie să se culce în el și să doarmă cât i-o fi voia. Dar vezi că patul ăsta era prea mare pentru croitorașul nostru, așa că nu se culcă în el ca toți oamenii, ci se înghemui într-un colțișor. Pe la miezul nopții, socotind că croitorașul e toropit de somn, uriașul se apropie fără să facă pic de zgomot și, apucând un drug mare de fier, izbi în pat cu atâta putere că îl sfărâmă în două. Da, cu... s-a zis cu lăcusta asta afurisită, se bucură el. A doua zi în zori, uriașii o porniră în pădure și nici unul nu-l luară în seamă pe croitoraș. Uitaseră cu el cu totul, de el cu totul. Când colo, ce să vezi? Al naibii ghiuși băjea pe urmele lor, voios și plin de semeție. Tare se mai înspăimântară atunci uriașii văzându-l și temându-se să nu se încaire cumva cu ei și să-i facă pe toți chisăliță. O luară la goană, te le sfârâiau călcâiele, nu alta. Croitorașul își văzut de drum spre alte meleaguri și, trebuie să vă spun, nasul lui cel ascuțit se dovedi călăuză strașnică. După ce colindă el prin fel și fel de locuri, într-o zi se întâmplă să ajungă în curtea unui palat mare. Și cum se simțea tare trudit, se întinse pe iarbă și îndată îl prinse somnul. În timp ce dormea, oamenii de pe acolo se grămădiră în jurul lui să-l vadă mai de aproape și rămaseră cu gura căscată când băgară de seamă că pe brâul cu care era încins stătea scris 7 dintr-o lovitură. Vai de zilele noastre, începură ei a se văicări. Dar ce-o fi căutând pe la noi viteazul ăsta, că doar e vreme de pace? Trebuie că e vreo căpătenie de oști. Alergară de îndată să-l vestească pe împărat și îi dădură cu părerea că un asemenea voinic le-ar fi de mare trebuință de s-ar porni vreun război și că în niciun caz n-ar trebui să fie lăsat să plece. Împăratul socoti că sfatul poporenilor e cum nu se poate mai bun și trimise pe unul din sfetnicii săi de încredere la croitoraș
să stea pe îndelete de vorbă cu el și să afle de... Nu se învoiește să se bage lefegiu în oastea împărăției. Și cum voinicul nostru încă mai dormea, curteanul așteptă până cel văzu că se trezește. Și în timp ce croitorașul își dezmorțea mădularele și se freca la ochi, curteanul îi și spuse despre ce era vorba. Păi, pentru asta am și venit aici, răspunse croitorașul. Sunt gata să-mi pun paloșul în slujba împăratului. Voinicul nostru se bucură de mare cinstire și împăratul a avut grijă să-i dea în dar o minunăție de casă, cum nu aveau mulți dregători, dintre cei mai aleși. Vezi însă că celelalte căpetenii de oaste începură să-l pismuiască pe voinic și ar fi vrut să-l știe plecat peste mări și țări. Cum o scoatem la capăt cu ăsta? Se întrebau oamenii unii pe alții. Dacă ne-om lua cumva la harță cu el? Că de s-o năpusti asupra noastră, cum e obiceiul, 7 dintr-o lovitură doboară. Și dintre noi, nici unul n-are asemenea putere. Mai vorbire ei ce mai vorbire și, până la urmă, chitiră să meargă cu toții la împărat și să-i ceară să le dea drumul din oștire. Nu ne simțim în stare, măria ta, să luptăm cot la cot cu unul ca el, care doboară 7 dintr-o lovitură, se plânseră ei stăpânului lor. Împăratul fu foarte mâhnit la gândul că din pricina unui singur om ar putea să se înstrăineze de toți slujitorii cei credincioși și că ar putea să îi piardă. Și se căină amar că făcuse neghiobia de a-l fi luat în slujba sa. Chipzui el ce chipzui, cum să se descotorosească cât mai repede de voinic, dar vezi că nu era chiar atât de ușor. Să-i dea papucii de-a dreptul nu cuteza, de teamă ca viteazul să nu-i facă de petrecanie lui și întregii sale oștiri și după aceea să înscăuneze el în jilțul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum să se descotorosească de nepoftitul ăsta și în cele din urmă îi veni în minte un gând. O minune! Printr-un curtean, trimise vorbă croitorașului că l-ar ruga să-l ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de viteaz ca el. Și curteanul îi povesti că într-o pădure din apropierea cetății de scaun se pripășiseră doi uriași și că blestemații aceștia nu făceau altceva decât să prade, să ucidă și să dea foc, făcând să se piardă 10 de vieți nevinovate și pricinuind mari pagube. Și mai zise că, până atunci, oricine se încumetase să se apropie de ei, își pusese viața în primejdie. Iar de s-ar arăta el gata să le vină de petrecanii acestor uriași, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejești și ar da de soție pe singura lui fică și drept zestre o jumătate din împărăție. Și 100 de călăreți ar sta oricând în preajmă să-i asculte poruncile și să-l ajute la nevoie. Ei, așa chilipir mai zic și eu că-i de mine. Strașnic m-a mai nimerit, gândi croitorașul în sinea lui. Că, vezi, cu o domniță frumoasă ca o cadră și cu o jumătate dintr-o împărăție, nu te întâlnești chiar în fiecare zi. Și continuând parcă gândul, grăi către trimisul împăratului. Nici nu mai încape vorbă că o să mă învoiesc și să-i duci veste împăratului că am eu grijă de uriașii aceia și o să-i fac să-și lase oasele în codru. Iar de cei 100 de călăreți nu duc lipsă, că cine doboară 7 dintr-o lovitură nu o să se teamă de 2, fie ei uriașii uriașilor. Croitorașul porni cât mai degrabă spre acea pădure și cei 100 de călăreți îl urmară din aproape. De îndată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul grăi către însoțitorii lui. Așteptați-mă aici că mă răfuiesc eu și singur cu uriașii și n-aveți nicio grijă, la amândoi o să le fac de petrecanie. Apoi se înfundă în pădure și începu să cerceteze cu deamănul, ba în dreapta, ba în stânga,
fiecare de siș. Mult timp n-a trecut și odată mi-a zărit pe cei doi uriași. Dormeau buștean la umbra unui copac și sfărăiau atât de tare că se zbăteau crengele în jurul lor ca bătute de furtună. Croitorașul, care nu era leneș din fire, își umpliu repede buzunarele cu pietre și se cățără în copac, de-ai fi zis că-i veveriță. Dar cum se urcase prea sus, se lăsă să alunece pe o creangă până ce ajunse taman deasupra locului unde își făceau somnul uriașii. Apoi, zvâr, începu să arunce cu pietre în pieptul unuia dintre ei. Cum era toropit de somn, uriașul nu simți nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi și, înghiontindu-și prietenul, îl întrebă: ce te-a apucat, mă, te dai în mine? Pe semne visezi, răspunse celălalt. De unde ai mai scos-o că dau în tine? Adormiră ei din nou și croitorașul doar atât aștepta. Țintind bine, el pocni cu o piatră pe celălalt uriaș. Aoleu, da asta ce-i? Țipă acesta ca ars. De ce mă lovești? Nu te-am lovit de fel, bombăni primul uriaș. Se ciorovăiră ei așa câtva timp, dar cum erau tare obosiți și picau de somn, se lăsară pe guba și începură iar să tragă la aghioase. Croitorașul își început din nou jocul, alese din buzunar piatra cea mai grea și o zvârli cu toată puterea în pieptul primului uriaș. Te cam întrești cu gluma, auzi? Răgni acesta, sărind în sus ca un apucat. Și, înșvăcându-l de piept pe tovarășul său, îl izbi cu atâta putere de un copac, că se cutremură copacul din creștet și până la rădăcină. Dar parcă celălalt se lăsă mai prejos și în curând le sări arțagul în așa hal că începură să smulgă copacii din jur cu rădăcini cu tot și să și repeadă ca orbeții, unul în capul celuilalt, până ce se prăbușiră amândoi la pământ, de parcă i-ar fi lovit trăsnetul în aceeași clipă. În timp ce cobora cu iuțeală din copac, croitorașul își spuse în sinea lui: mare noroc am avut că nu l-am smuls și pe ăsta în care eram cocoțat. Alminteri, ar fi trebuit să sar ca o veveriță în altul. Nu-i vorbă că nu mi-ar fi fost prea greu, că doar sunt ușor ca fulgul. Trase apoi palușul din teacă și îl împlântă adânc de vreo câteva ori în pieptul celor doi uriași. Într-un sfârșit se întoarse la călăreții care l-așteptau în marginea pădurii și le zise: gata-i treaba. Le-am venit de hac la amândoi. Dar nu mi-a fost ușor, zău așa. În disperarea lor, să-i fi văzut, smulgeau copaci din rădăcină ca să se apere. Dar poți să te pui cu unul ca mine care doboară 7 dintr-o lovitură? Nu cumva te-au rănit? Săriră să-l întrebe călăreții. Auzi vorbă, se supără croitorașul. Eu rănit? N-au fost în stare să înclintească măcar un fir de păr. Călăreții nu prea vrură să se încreadă în spusele lui și intrară în adâncul pădurii să vadă cu ochii lor care e adevărul. Și nu mică le fu mirarea când dădură cu adevărat peste cei doi uriași, scăldați într-o băltoacă de sânge. Iar în jurul lor se puteau vedea o mulțime de copaci cu rădăcinile smulse din pământ. Croitorașul se înfățișă împăratului și îi ceru răsplata care îi se cuvenea, dar acesta se căi amarnic pentru făgăduiala făcută și pe loc scorni altceva cu gândul să se descotorosească de nepricopsitul ăsta care stătea ca un os în gât. Prea te grăbești, voinicule, grăi pișicherul de împărat. Cuvântul meu e cuvânt, dar mai înainte de a-ți-o da pe fiica mea de nevastă și o jumătate din împărăție, se cuvine să mai săvârșești încă o ispravă vitejească. Și mare lucru nu-i pentru tine. Într-una din pădurile mele și-a făcut sălașul un inorog. Și dihania asta mari pagube face.
Încearcă de-l prinde și cu cât îl prinzi mai degrabă, cu atât va fi mai bine. Dacă e vorba de un inoroc, lasă-l în seama mea. De ăsta mă tem și mai puțin decât m-am temut de cei doi uriași. Că doar măria ta știe ce-mi poate pielea. 7 dintr-o lovitură dau gata. Și luând cu sine o secură și o funie, croitorașul o porni la drum. Ajuns în pădure, le spuse și de astă dată însoțitorilor săi să adaste acolo. Pe inorog nu trebuie să-l caute prea mult, căci era aproape. Iar acesta, de cum îl zări pe croitoraș, se repezi asupra-i, țintind să-l străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură. Copăcel, copăcel, nenișorule, strigă voinicul nostru, că doar nu ți-o merge chiar așa de ușor cu mine. Rămase pe loc liniștit, așteptând până ce fiara fu foarte aproape de el. Și odată sări cu sprinteneală în spatele unui copac, dar inorogul nu-l slăbea de fel, repezindu-se cu toată puterea în copac, își înfipse cu atâta furie cornul în trunchi, că nu mai putu să-l smulgă de acolo și rămase astfel prins ca într-un piron. Ei, acum mi-a picat în laț păsărica, se bucură croitorașul. Ieși din tărătul copacului și, după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, reteză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârși toată treaba asta, luă inorogul de funie și îl duse peșcheș împăratului. Dar vezi că nici de asta dată nu vru împăratul să-și țină făgăduiala și ceru să săvârșească o a treia ispravă vitejească. Pasămite, înainte de a se porni nunta, croitorașul trebuia să-i mai prindă un porc mistreț, care îi făcea mari stricăciuni într-una dintre pădurile sale. Și ca și în celelalte două dăți, cei 100 de vânători să-i stea în preajmă și să-i dea ajutor la nevoie. Bucuros o fac, măria ta, răspunse croitorașul, că pentru mine asta e o joacă de copil. De asta dată însă nu-i mai luă cu el în pădure pe vânători și aceștia fură tare mulțumiți, fiindcă mistrețul îi fugărise în câteva dăți cu atâta înverșunare că le pierise cheful să-i mai caute pricină. De îndată ce-l zări pe croitoraș, fiara se năpusti ca turbată asupra lui, cu botul plin de spume și, scrâșnind cu furie din colții ascuțiți, și-i dezveli într-un rânjit, vrând să-l culce la pământ dintr-o lovitură. Și cu siguranță l-ar fi răpus dacă croitorașul cel sprinte n-ar fi fugit să se dea adăpostească într-un paraclis aflat în apropiere. Cum știa că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovi înăuntru, ci sări imediat afară pe fereastră. Ocolind apoi paraclisul, se piti după ușă și, tranc, o închise tocmai în clipa în care mistrețul dăduse orbește buzna înăuntru. Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea greoaie și neîndemânatică pentru ca să poată sări pe fereastră, pică în capcana întinsă cu istețime. Voinicul îi chemă pe vânători ca să-i aibă drept martor că prinsese fiara, iar după aceea se înfățișă împăratului, care, de voie, de nevoie, trebuie să-și țină cuvântul și să-i dea fata și jumătate din împărăție. Ei, de-ar fi bănuit el că viteazul care stă în față nu e decât un biet croitoraș și ar fi luat-o și mai mult la inimă, că și așa avea necaz destul. Nunta se sărbători cu multă strălucire, dar cu puțină bucurie. Și așa se făcu că croitorașul ajunse împărat. Trecu ce trecu și într-o noapte, împărăteasa cea tânără se pomeni că l-aude pe bărbatul său vorbind prin somn. Și zicea el așa: băiete, ia apucă-te de-mi coase pieptarul și-mi cârpește nădragii, că de nu, odată te ating cu cotul peste urechi. Și atunci își dăduia seama că soțul ei nu-i de neam. A doua zi îi împărtăși împăratului totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase și îl rugă din suflet să scape de pacostea asta de bărbat, care nu era decât un nemernic de croitoraș. Împăratul găsi multe cuvinte de mângâiere
și la urmă îi zise: Nu te mai prăpădi atâta cu firea, fata mea. La noapte caută de lasă ușa deschisă de la iatac. Slugile mele vor sta de veche afară și de îndată ce îl va cuprinde somnul pe bărbatul tău, tu să le dai de veste. Într-o clipă lor lega fedeleș să nu aibă cum se împotrivi și după aia lor duce pe o corabie care o pleca cu el în lume. Și așa o să îi se piardă urma. Împărăteasa rămase mulțumită de spusele tatălui său și, la rânduri, îi zise că va face întocmai cum a sfătuit-o el. Dar armașul se întâmplă să audă tot ce puneau ei la cale. Și cum îi era credincios tânărului domnitor și îl iubea, îi destănui tot ce se uneltise împotriva lui. Dacă e vorba pe așa, las că pune-o capăt la toate urzelile lor, răspunse croitorașul. Și ca și când nimic n-ar fi știut, când veni seara, se culcă la ora obișnuită alături de nevastă sa. Așteptă ea cu inima friptă să-l vadă adormit și când socotică doarme de post tăia lemne pe el, se dădu jos din pat, deschise ușa iatacului și apoi se culcă la loc. Atunci croitorașul, care se făcea numai că doarme, începu să răcnească. Băiete, ia apucă-te de încoase pieptarul și încârpește-n dragii, că de nu o să te ating cu cotul peste urechi. Am doborât eu 7 dintr-o lovitură. Le-am făcut de petrecanie la 2 uriași. Am prins un inorog și un mistreț și crezi că o să mă tem de nevolnici ăștia care stau și pândesc ușa iatacului? Auzindu-i vorbele, care te puteau băga în răcori, nu altceva, slugile se înfricoșară de moarte și o luară la sănătoasa, de parcă le-ar fi gonit o oasă de sălbatici. Și de atunci încolo, nu mai cuteză nimeni să aibă de-a face cu el și să-i caute pricină. Și uite așa s-a întâmplat că a rămas croitorașul nostru pe tronul împărătesc până la sfârșitul zilelor lui. Pe măsură ce citeam povestea, care tocmai s-a încheiat, mi-am amintit-o și eu. Eu citeam fetiței mele când era mică, cred că într-o variantă prescurtată, și o poveste într-adevăr foarte drăguță despre cum poți învinge prin istețime, mai degrabă prin forță, în foarte multe împrejurări ale vieții. Sper că v-a plăcut și vă invit în săptămâna următoare să ne reauzim pentru o nouă poveste de seară. Noapte bună! Pe curând!